Bună ziua, doamnelor și domnilor, Magda Popescu, sunt urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Pentru că vorbim de Vâlcea, simt nevoia să amintesc că suntem un județ minunat, așezat geografic, suntem binecuvântați de Dumnezeu, dar și când se întâmplă lucruri în Vâlcea, doamnelor, chiar se întâmplă. Ultimele știri despre noi, care au ținut capul, capul de afiș al tuturor televiziunilor naționale, a fost cea cu domnul Baranga, vâlcean la origine, masonul excroc care a reușit să fie director ajunt la Ornis ani în rând și ani în șir, iar acum recent a fost numit de premierul Orban chiar la Oficiul Național pentru Spălarea Banilor. Acest domn Baranga, care pare, după cum au arătat instanțele de judecată, că nu are o diplomă validă de bacalaureat și ca atare și celelalte diplome pică, da? Nu se mai poate ține cont de ele. Am ținut să fac această precizare pentru că domnul Baranga se află în acest moment în arest la domiciliu în Râmnicu Vâlcea și urmărim cu atenție desfășurarea acestui caz interesant pentru opinia publică și pentru noi toți care dorim să nu fim luați de tâmpiți atunci când ni se arată oameni care ar trebui să ne conducă și care ar trebui să aibă un anumit profil profesional, dar mai ales moral. Cu un ochi ne uităm spre cazul Baranga și cu un ochi ne uităm, doamnelor și domnilor, către listele partidelor pentru alegerile parlamentare care, chiar dacă Vâlcea e aproape închisă, vor avea loc pe 6 decembrie. Mai rămâne să vedem și cum se va desfășura această campanie electorală pentru parlamentarele din 6 decembrie, în condițiile în care suntem obligați să purtăm mască, să nu mergem în grupuri numeroase, toate acțiunile publice cu mai mult de, nici nu știu, sper să nu greșesc, 20 de persoane cred că au rămas în acest moment. Deci nu se mai pot întâmpla pentru că, sigur, trebuie să respectăm decizia Comitetului Județean pentru situații de urgență. Comitetul Județean condus de prefectul Sebastian Fărtat, care e mai catolic decât Papa când ia aceste decizii, dar despre toate aceste lucruri, dar mai ales despre cum și-au stabilit candidații pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, discutăm astăzi cu reprezentanții USR Plus Vâlcea, doamnelor și domnilor, Andrei Gheorghiu, președintele acestui partid, omul săptămânii trecute, care să zic așa, pe care n-am reușit să pun mâna să-l aduc în studio, dar am reușit astăzi, și domnul Radu Botoran, numărul 1 pentru Senat, din partea USR Plus. Bine ați venit, domnilor! Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Bine v-am găsit, mă bucur să fiu în platou. Domnul Gheorghiu, cu greu pune omul mâna pe dumneavoastră. Nu, deloc. Săptămâna trecută când ardea și în urmă cu ceva zile când era important să stăm de vorbă cu dumneavoastră, să aflăm ce aveți de gând să faceți pentru formarea acelei majorități în Consiliul Local, mă rog, ați ales să nu vorbiți. Nu am ales să nu vorbesc. V-am explicat și atunci la telefon că trecem printr-o perioadă destul de aglomerată și nu aveam suficient timp pentru absolut tot. Plus, pe de altă parte, am avut și aceste alegeri interne în care noi n-am desemnat în mod democratic candidații pentru alegerile parlamentare. Deci a fost o situație dublă, atât ceea ce privește formarea unei majorități la Râmnicu Vâlcea împreună cu partenerii de la PNL, și iar pe de altă parte alegerile interne în cadrul celor două partide USR Plus, al alianței USR Plus, pentru desemnarea candidaților la parlamentare. Trebuie să amintesc, domnilor, că USR Plus este primul partid din Vâlcea care a finalizat listele pentru alegerile parlamentare. La dumneavoastră n-a fost cu scandal, cu ceartă, că la unii e cu problemă. Politica înseamnă și dezbatere. Sau, pentru unii, înseamnă și o modalitate de a ieși în față prin ceartă sau prin scandaluri. Noi, în USR Plus, am vrut de la început să ne facem niște alegeri interne democratice, astfel încât atât membrii USR cât și cei de la Plus au votat candidații care s-au înscris la alegerile interne. Deci nu există o chestie de dispută internă. Cum vedeți, suntem doi colegi de la USR și de la Plus și mergem împreună să facem o echipă pentru Parlamentul României. Cum a fost această competiție internă, domnule numărul 1 la Senat, ca să zic așa?
Fiecare partid și-a desemnat o listă internă de candidați după propriile principii. De exemplu, la noi, la Plus, am candidat online, ca să zic așa. Fiecare și-a exprimat intenția, după care și-a încărcat prezentare video, CV-ul, programă, ceea ce crede, ca să poată fi identificat, ca să se poată documenta oricine dorește să îl voteze. Și după care a fost un vot online al tuturor membrilor din județ, care și-au exprimat preferințele. Eu am ieșit printre primii. Ați obținut cel mai mare număr de voturi online. Iată o procedură inedită online. E prima dată când aud că candidatul unui partid este desemnat printr-un vot online și acesta își face o prezentare și încarcă documente și o prezentare video online. Foarte interesant. Asta a fost... Noi suntem deja la al cincilea exercițiu de vot online, inclusiv prima conducere a biroului județean a fost aleasă online. Domnul Dacian Cioloș a fost ales online, chiar dacă congresul a avut loc fizic, au putut vota și membrii care nu au mai fost prezenți și așa mai departe. Deci avem experiență în vot online. Domnul Gheorghiu. Același lucru este și la USR. Noi avem de câțiva ani această modalitate de a face, eu știu, referendum intern, în care ne-am decis, de exemplu, doctrina de centru-dreapta modern, cum și alegerea președintelui. La fel, președintele USR se alege prin votul tuturor membrilor din toată țara. Tot la fel online. Există o modalitate, de aceea noi am vorbit foarte des de digitalizare, de mergerea cât mai mult în mediul online și transferarea deciziei astea fizice către online. Și acest lucru l-am făcut intern, vom merge în administrație publică, în Parlament și așa mai departe, să putem să digitalizăm și acolo. Da, rămâne în continuare și o parte de voturi fizice, unde acolo trebuie să respectăm atât legislația cât și regulamentele interne. Aveți și un electorat care vă permite să faceți genul acesta de experimente, dacă îmi dați voie, cu vot online? Adică tinerii, în mod special, sunt interesați de USR Plus, nu? Și tineri și alte vârste, avem colegi și din județ de diferite vârste. Da. Înainte de desemnarea acestor liste pentru parlamentare, domnilor, o analiză după alegerile locale ați făcut. Mi-aș ruga pe colegii mei, dacă sunt pregătiți, să ne pună și graficele. Noi avem niște grafice pregătite cu voturile obținute atât de dumneavoastră ca și candidat la primăria Râmnicu Vâlcea, 2517, dacă nu mă înșală memoria. Uite cum dă voturile de la Consiliul Județean. 6,1 candidatul USR Plus, domnul Rădulescu, da? Procente. Ați avut undeva peste 7.000 de voturi, dar n-ați avut 7%, astfel încât să intrați în Consiliul Județean. Da, fiind într-o alianță, nu am reușit să ajungem care acel... Să vă sfătuiască? În ce sens să ne sfătuiască? Sperați la un procent mai mare? Cu siguranță noi sperăm la un procent mai mare. Atât noi, cât și ceilalți colegi, poate și celelalte partide, ne dădeau cu un procent mult, mult mai mare. Însă, din păcate, cred că suntem într-o zonă în care polii principali sunt partidele vechi. Noi, în continuare, nu avem organizații atât de puternice la nivel local, în comune, în orășelele din județ. Dar aveți organizații? Nu avem suficiente. Avem câteva organizații, avem undeva la peste jumătate din județ acoperit, dar acești oameni sunt oameni noi, mare parte din ei, care au intrat în politică și a fost destul de greu să primească votul celor din comunitate. Îmi cer scuze. Acestea sunt voturile de la obținute de noastră pentru primăria Râmnicu Vâlcea, un procent de 7,5%, încă o dată, 2500 de voturi. Cred că sperați la un pic mai mult, 2500 de voturi? Cu siguranță speram la mai mult. Am avut și o campanie atipică, dificilă, atât de legată de pandemie, cât și legată de campanie care s-a desfășurat foarte mult cu fake news-uri, cu campanii prin diferite pagini, grupuri și așa mai departe, care nu întotdeauna au fost... 2527 de voturi dumneavoastră, domnul Vârvulescu 11752, domnul Gutau 16009, da? Diferența e cam mare. Este o diferență mare, dar cum spuneam, a fost o campanie atipică, prezența este una slabă și dacă ne uităm pe cei care au votat, exact cei care, zicem noi că îi reprezentăm, în special tineretul sau cei între până în 45 de ani, au fost puțini la vot. Foarte puțini s-au prezentat la vot. Asta nu ați reușit să aveți un discurs, să ajungeți la ei, să-i scoateți din casă? Noi am avut acțiuni chiar și în stradă. Deși a fost pandemie, am mers și am discutat cu oameni.
Dacă ar fi fost să ne luăm după acel feedback cu care ne-am întâlnit în rândul cetățenilor, oamenii și-au dorit foarte mult o schimbare, și-au dorit ceva nou în ceea ce privește politica vâlceană, dar se pare că nu au făcut și acest pas de a merge la vot în ziua respectivă. Nu știu, poate au avut și o frică legată de pandemie, poate că nici mesajele noastre nu i-au captivat atât de mult, mă refer doar la USR Plus, ci la întreaga clasă politică, pentru că prezența a fost una foarte slabă. Într-adevăr, prezența foarte slabă. Dumneavoastră, domnule Radu Botoran, ce părere aveți despre aceste rezultate? George, scuzați-mă. În cadrul Alianței am făcut o analiză succintă a rezultatelor și un minus pe care am dorit să ni-l asumăm a fost că am permis acestei narrative că nu vrem să facem alianță cu PNL-ul să capete o anvergură care în cele din urmă ne-a dăunat fără a reuși să ne enunțăm disponibilitatea de a colabora cu ei odată ce s-au terminat alegerile. După cum vedeți, a durat, cred că, o zi să se discute protocolul. Stați un pic, dacă înțeleg bine, domnul Gheorghiu aici de față a fost unul dintre cei mai înverșunați susținători a nu face o alianță înainte de alegeri, da? Dumneavoastră spuneți altceva? Da, și am anunțat că după alegeri vom discuta despre o alianță. S-a pierdut partea de după alegeri ce intenții avem. Dumneavoastră spuneți că decizia domnului Gheorghiu nu a fost în regulă? Asta am încercat să-mi spuneți? Nu, dar ce am dorit să spun. Am vrut să enunț că nu am reușit să facem suficient de clar că noi în continuare suntem deschiși unei colaborări cu Partidul Liberal după alegeri. S-a înnecat în toate acuzele că noi vrem să facem un antijoc, o narativă din asta conspirativă. Antijoc împotriva cui? Ceea ce spuneam eu mai devreme, acea campanie bazată pe fake news, pe știri false, propagate pe diverse pagini și pe diverse conturi. Împotriva cui e acest joc? A apărut prin multitudinea de scenarii, inclusiv acela că nu am dorit să ajutăm PNL-ul propunând și candidatul nostru. Asta a fost unul din multitudinea de scenarii, dar după cum vedeți, rezultatul, eu întotdeauna sunt omul rezultatului, rezultatul final este că avem un protocol de colaborare. În momentul acesta aveți o alianță, da, aveți o alianță. Și o alianță care va rezulta în cel mai probabil doi viceprimari de-ai noștri, ca să mă exprim mai neauși. Ori înseamnă că noi nu am reușit să facem cunoscut. Dar unul va fi domnul Părvulescu. Suntem într-un protocol de colaborare, deci. Și unul dumneavoastră, domnul Gheorghiu, nu? Da. V-ați manifestat dorința de a fi unul dintre cei doi viceprimari? Bănesc că nu același cu atribuții de primar cu Vrea. Eu am anunțat de la început că nu îmi doresc neapărat funcții în politică, dar înțeleg responsabilitatea votului primit în aceste alegeri locale și este clar că USR Plus trebuie să fie alături de PNL în această alianță și să putem să redresăm anumite lucruri în Râmnicu Vâlcea. Să avem o alianță astfel încât proiecte fezabile și din ambele părți, pentru că venim cu proiect comun pentru Râmnicu Vâlcea, stabilit în urma unor discuții legate pe proiectele comune USR Plus și PNL. Bun, acum ați liniștit oarecum, să zic așa, electoratul acum, de dreapta. Acum cred că se înțelege clar cât de false au fost acele știri sau cât de răvuitoare au fost acele voci care ne arătau că suntem într-o altă poziție, nu de partea dreptei care își dorește cu totul altceva față de, eu știu, actualul primar și PSD-PR. Acum eu vă dau dreptate, dar știți cum e, atâta timp când lucrurile nu se întâmplă, lași loc unor supoziții, da? Atâta timp cât întârzi decizia, oamenii pot interpreta nesubiectiv, fals, știți? În momentul de față, cred că toată lumea realizează care a fost situația și faptul că în perioada campaniei acele comunicări au fost pur și simplu niște falsuri. Ok, bun. Mai departe, deci când ar fi să aibă loc o ședință la Consiliul Local? Înțeleg că joi este una, dar e una joi ordinară. Joi este ședință ordinară, urmează undeva la sfârșitul lunii să fie prima ședință de investire, de depunerea jurământului. După care urmează decizia de vot? Da, ședința următoare în care se stabilesc viceprimarii prin vot secret. Deci nu vreți să fiți viceprimarul cu atribuțiuni de primar?
Vreau să fiu unul dintre viceprimari. Am stabilit în cadrul alianței dintre USR Plus și PNL care vor fi cei doi viceprimari, urmând ca pe viitor, în caz că unul dintre ei se retrage, va veni tot cineva de la PNL sau de la USR Plus. În continuare, ne dorim ca această alianță să funcționeze. Am pus baze solide din câte spunem noi. Ne înțelegem foarte bine cu consilierii de la PNL și vom face o echipă foarte bună în Consiliul Local. Asta rămâne de văzut. Eu sunt ferm convins, avem proiecte foarte bune, avem o majoritate care să susțină aceste proiecte, iar pe viitor rumnicerii se vor convinge că vom face lucruri foarte bune. Da, acum povestea alegerilor locale s-au încheiat, rămâne să se stabilească, iată, majoritățile, consiliile locale, viceprimarii și așa mai departe, dar trebuie să fim atenți la ce se întâmplă mai departe cu alegerile parlamentare care vin pe repede înainte, nici nu ne-am revenit bine din cele locale și nu ne-am tras sufletul, ca să zic așa, că o să intrăm pe 6 noiembrie în campania electorală pentru cele parlamentare. USR Plus este primul partid din Vâlcea, așa cum am mai spus, care și-a desemnat deja candidații pentru Camera Deputaților și Senat, că de aceea vă aflați aici, domnilor, fiind pe primele poziții, dumneavoastră, domnule Gheorghiu, la Camera Deputaților și dumneavoastră la Senat. Și vreau să vă întreb cum se desfășoară procesul de strângere de semnături, mai ales în această perioadă pandemică complicată, când, iată, mai ales în Vâlcea, lucrurile sunt clare. Sunt de pe un scenariu roșu și nu știm foarte bine ce avem de făcut. Da, anul ăsta avem două tururi de alegeri total atipice, neobișnuite pentru modul în care era obișnuită clasa politică. Chiar și la locale a fost destul de dificil să strângem acele semnături fizic și ne-am bazat și pe o parte de online. Jumătate din semnăturile strânse au fost strânse și în online. La fel și acum ne axăm foarte mult pe strângerea de semnături în mediul online. Este foarte dificil ca noi să mergem pe stradă și să cerem semnătura râmnicenilor, cum de fapt am făcut la celelalte alegeri, la europarlamentare, la prezidențiale, la fără penali în funcții publice. Mm-hmm. Acum ne axăm foarte mult pe strângerea de semnături de la membrii voluntari, cunoștințe, dar în special prin mediul online. Și reușiți? Care decurge destul de repede din câte văd, chiar dacă termenele sunt foarte, foarte scurte. Când ar trebui să fie finalizată această operațiune de strângere a semnăturilor, domnule Botoran? Noi ne-am propus un target de aproximativ 2500 de semnături pe care să le strângem. Știu că avem un antecedent în care am reușit să atragem aproximativ 1000 de semnături online la alegerile anterioare. Este evident că nu mai putem merge în grupuri mari care să inspire măreția partidului, ca să zic așa, pentru a atrage semnăturile pe stradă, dar putem să împărțim foile ca fiecare să și le semneze, să ni le aducă, să... În loc de o acțiune mare, vom avea foarte multe acțiuni mici. Singulare. Domnule Gheorghiu, deci cum ziceți că merge strângerea aceasta de semnături online? Destul de bine. Văd că în fiecare zi se strâng destul de multe semnături în online. E clar că există o susținere a unei părți din electorat pentru USR Plus. Sunt convins că o să le strângem. Și mai departe vom depune aceste semnături până pe data de 20, mi se pare că este termenul limită în care noi trebuie să depunem și candidaturile celor de la Senat și de la Camera Deputaților la birourile județene. Și termenul limită pentru strângerea semnăturilor care este? În 19 avem noi termenul intern pentru a ajunge la București legal. Și ziua în care se depun candidaturile. Ziua limită în care se depun candidaturile, ele sunt centralizate la București, se depun la Biroul Electoral Central, iar la birourile județene se depun candidaturile pe fiecare județ în parte. Dar semnăturile toate sunt centralizate la București, la Biroul Electoral Central. Bun, și am înțeles că ați făcut această desemnare a candidaților tot așa online, printr-un sistem de vot online. O parte online, colegii de la Plus, iar împreună cele două partide, delegații celor două partide, au votat prin vot fizic la sediul USR pe perioada unei zile. Fiecare delegat a venit și a exprimat votul și a plecat, respectând normal regulile din această pandemie. Da, complicate vremuri trăim. Parcă nici politica nu aici a fost, știți? Dar trebuie să ne adaptăm la situația actuală. Știm
că este destul de dificil, ne afectează pe fiecare în parte și pe mine și pe toți ceilalți colegi. Trebuie să respectăm, cu toții trebuie să fim conștienți de gravitatea situației, mai ales în județul Vâlcea. Domnule Botolan, de ce credeți că ați fost nominalizat pe prima poziție pentru Senat? Ce credeți că i-a făcut pe colegii noastre să vă voteze? I-a determinat? Eu cred că am fost nominalizat cu un vot înainte de toate de încredere și, în al doilea rând, un vot bazat pe competență. Eu am fost prezent la absolut toate campaniile în care a participat Alianța. Sunt în continuare membru fondator Plus, care este o jumătate din Alianța în Râmnicu-Vâlcea. Am fost membru și în RO100. Eu am fost prezent, lumea m-a văzut. Ce înseamnă RO100? RO100 a fost organizația non-guvernamentală din care s-a recrutat ulterior pentru Partidul Plus. Știți, de mult atunci când a fost... Nu știu. Când s-a încercat înființarea unui partid nou, care a fost ulterior blocat în instanță și a apărut acest partid cu numele de Plus, care ulterior a devenit partidul domnului Dacian, cu care ne-am înscris în această alianță. Ok. Și credeți că ați primit un vot de încredere așa, PNV, practic, sau colegii vă cunosc? Tocmai v-am spus, eu am fost prezent la absolut toate acțiunile la care a fost uman posibil să fiu prezent, indiferent de eligibilitatea locului pe care m-am situat sau nu. Eu am fost de asemenea și sunt în continuare membru al biroului județean. Am fost în prima conducere a partidului, am fost activ când nu am mai fost în conducere, sunt acum iarăși membru în biroul interimar, care și aștept o eventuală validare când va avea loc, fiindcă conducerea noastră este într-o etapă de schimbare. Da, dumneavoastră ce ziceți? Voturile pe care le-ați obținut la alegerile locale, numărul de voturi și procentul, este unul satisfăcător, mulțumitor sau sperați la mai mult? Noi sperăm la mai mult. Dacă este să ne uităm pe rezultate, știți că sunt persoana rezultatelor, da. Am picat în scenariu, să-i zicem, pesimist. Era ceva la ce ne așteptam, dar este spre spectrul inferior al randamentului. Toată lumea știe că alegerile locale sunt niște alegeri foarte dificile, toată lumea știe că primarul în funcție pleacă cu prima șansă, toată lumea știe că nu am avut primar în funcție, noi Alianța, și toată lumea știe că principalul influencer este primarul și cu Dar chiar ați luat un primar în județul Vâlcea? Ați obținut? Nu. Consilier local câți? Consilier local avem. Nu știu exact numărul în momentul de față, în mai multe localități, 30 și ceva, 35. Da, cam puținel. Da, nu am candidat în toate localitățile, asta e una dintre probleme. Pe de altă parte, ceea ce spuneam la început, oamenii care au intrat în USR Plus, mare parte dintre ei nu sunt foarte cunoscuți în localitățile lor. O mare parte din ei sunt dintre cei care au trăit în diaspora și s-au întors în țară. Și e greu să pătrundem în administrația publică, mai ales în local unde oamenii votează cu totul diferit. Nu se votează neapărat pe imaginea partidului, ci pe ce cunosc ei sau vecinii, cunoștințele care candidează pe o listă sau alta la diverse partide. Din păcate, nu am reușit să pătrundem în multe localități. Urmează o perioadă în care să ne reorganizăm, să putem să ajungem și noi la un nivel de reprezentativitate în toate localitățile din județul Vâlcea și pe viitor, cu siguranță, vom face o figură mai bună. Dar oare dumneavoastră v-ați bazat foarte mult pe notorietatea de la teritoriu, de la București și v-ați gândit că o să se răsfrângă și asupra dumneavoastră și asupra voturilor, adică lumea o să vă voteze nu doar pentru că... Știam foarte clar că alegerile sunteți de la locale, USR și că reprezentați o alternativă? Știam foarte clar că alegerile locale sunt total diferite față de celelalte alegeri de până acum. A existat și o idee că există voturi de imagine care vin pe notorietatea partidului sau pe notorietatea imaginii. S-a întâmplat la europarlamentare, ați câștigat municipiul europarlamentare, dar ăla era un alt fel de vot. Exact. Acum am observat că există o diferență între voturile sau alegerile care merg pe imaginea partidului, pe imaginea alianței și voturile care se obțin în cadrul alegerilor locale, care, cum spuneam, sunt total diferite față de celălalt. Da. V-ați asumat alianța cu PNL în Consiliul Local pentru Primăria Râmnicu-Vâlcea și v-ați asumat și
eventuala poziție de viceprimar, că până nu se votează, știți cum e și nu se numără voturile, e bine să vorbim cu semnul întrebării și să nu dăm certitudini. Cum credeți că veți reuși să faceți echipă cu Virgil Părvulescu și cu Mircea Gutău? Noi vă facem o echipă în Consiliul Local, consilierii USR Plus și consilierii PNL și cei doi viceprimari. Cred că la un moment dat va exista... Păi da, dar aveți un șef deasupra noastră, știți? Primarul da, ales. Da, există niște atribuții către fiecare viceprimar, atribuții care pe de o parte se stabilesc de către primar, pe de altă parte se stabilesc și de către Consiliul Local. Măcar aici reușesc să mă înțeleg cu dumneavoastră, uite, iată. Deci primarul are voie să aibă dispoziții în privința atribuțiunilor viceprimarilor. Există anumite atribuții, dar da. Consiliul Local este cel care adică poate să stabilească... Adică administrativ e numai unul. Da, cunosc. E unul singur, vă rog. Aici nici cu mine nu o să vă înțelegeți, dacă am înțeles că cu dânsul nu ați reușit. Nu, ba da, chiar mă înțeleg foarte bine cu domnul Gheorghiu. Eu uitându-mă pe schemă, pe organigrama primăriei, am înțeles că atât Consiliul Local cât și primarul sunt angajații cetățenilor, fiindcă ei plătesc, nu? Da, și sunt votați de cetățeni. Și că primarul pune în acțiune ceea ce hotărăște Consiliul Local. Da, dar primarul, conform codului administrativ, are și el niște atribuții, știți? Nu-l împiedică nimic să propună proiecte. A fost ales. Are și el cel mai mare număr de voturi. Da, dar pe de altă parte, unele atribuții se oferă și de către Consiliul Local. Cu siguranță. Consiliul Local, și asta o spun nu doar de dragul discuției, ci pentru că oamenii trebuie să înțeleagă chestiunea asta. Consiliile locale, nu numai cel din Râmnicu Vâlcea, sunt mici parlamente, unde oamenii pot să dezbată, să participe, e participarea liberă la ședințe, oricine poate să participe, să vadă cum se votează și ce se întâmplă, da? Și consilierii locali trebuie să voteze inițiativele primarului, da? Dar asta nu înseamnă că funcția primarului este lipsită de conținut. Da? Funcția primarului este una executivă. Ceea ce și noi am încercat să promovăm foarte mult în campanie e ideea că Consiliul Local este cel care stabilește, cel care hotărăște acel parlament mic pe care spuneați și dumneavoastră că există. Consilierii sunt acei parlamentari locali care stabilesc hotărârile pe care primarul și viceprimarii trebuie să le îndeplinească. Și nu invers, cum toată lumea era obișnuită, că primarul este cel care întotdeauna vine cu propuneri, iar Consiliul Local doar le votează, doar le aprobă. Nu, se întâmpla această chestiune, scuzați-mă că intervin, pentru că primarul avea majoritate. La momentul, dacă ne referim la perioada 2016-2020... Vorbesc în general de absolut toate localitățile, în special în Vâlcea, pentru că am urmărit foarte multe ședințe de Consiliul Local și am urmărit și activitatea consilierilor. Foarte, foarte puțin consilieri locali au avut vreo propunere în mandatul lor. Noi vrem ca consilierii noștri să fie acei consilieri activi pe care până acum nu i-au întâlnit râmnicenii. Cine sunt cei trei consilieri? Dumneavoastră? Colegul meu Alin Manda și colega Andreea Rădulescu. De la USR Plus, da? Care da, de la USR Plus. Am împreună cu ceilalți 9 colegi de la PNL formăm echipa Alianței pentru Râmnicu Vâlcea. Da, echipa de dreapta. Echipa de dreapta, echipa care are majoritate și care vine cu un proiect comun din cele două proiecte ale USR Plus și ale PNL pentru Râmnicu Vâlcea. Bun. Domnule Botoran, cum credeți că veți reuși să convingeți vâlcenii în această perioadă în campanie electorală să vă voteze pentru Senatul României? Da? Acolo ai nevoie de mai mult de 2500 de voturi cât a obținut domnul Gheorghiu și chiar peste 7000 cât ați obținut pentru Consiliul Județean. Eu consider că cele două candidaturi, cea la Senat și cea la Camera Deputaților, sunt oarecum legate, fiindcă ele vin din oferta electorală pe care o dă Alianța, USR Plus. Și ca să vă răspund la întrebare, un senator nu este o persoană, este o instituție. El are rolul de a vota în Parlament, dar are și rolul de a-și reprezenta județul. Eu aș merge mai mult pe reprezentarea județului, fiindcă în Parlament sunt comisii, sunt responsabilități, dar sunt politici acolo, știți? De partid. M-ați întrebat cum aș convinge. Da, încercați să le explicați vâlcenilor că dumneavoastră sunteți ca și o instituție și... Exact.
Exact. Eu nu trebuie să am neapărat soluția la toate problemele județului. Eu trebuie să fiu disponibil să le rezolv. Nu știu ce parlamentar avea acum 4 ani în programa lui măsuri anticovid. Fiindcă nici nu s-a gândit la așa ceva, fiindcă nu exista. Toată lumea a fost luată prin surprindere. Și aici s-a văzut cine poate să gândească din mers, cine este flexibil la o situație, cine vrea binele județului din care vine, cine a uitat județul din care a plecat, cine e prezent la ședințe, cine nu. Știți că se poate consulta o listă a prezențelor. E simplu acum și să consulti exact, și lista cu inițiativele. Exact, datorită informatizării. Da. Eu personal aș merge pe două lucruri ca să mă poată identifica lumea. Prima, eu mă angajez să constitui un grup de lucru din specialiști de oriunde ar fi, pe Europa de Est, din orice țară ar avea experiență în această zonă a Europei, fiindcă la noi se fac lucrurile un pic diferit de vest, în care să stabilesc în maxim 2 ani un plan de relansare a turismului. Noi tot vorbim de această relansare a turismului și constatăm doar multe entități fragmentate. Asta înseamnă că ei nu se pot coaliza suficient de repede, suficient de mult și înseamnă că ajutorul trebuie să vină de sus în jos. Aceasta este primul angajament pe care mi-l iau. Deci doriți să elaborați cu acest grup de lucru un plan de relansare a turismului în maximum 2 ani de zile? Fiindcă nu se poate face peste noapte și vreau ca el să poată fi și aplicat după aceea, că noi am mai avut planuri. Cunoașteți ce ar presupune acest plan sau încă nu? Pot eu să identific diverse, nu știu, să zicem un turism pentru studenți. Vă dau un exemplu, ceea ce nu există la noi. Dacă vrei să călătorești ieftin, să închiriezi echipament, să faci un traseu montan cu un ghid, avem ceva asemănător că se pot închiria schiuri, dar să poți închiria un rucsac, să ai o rută, să ai un circuit care să fie marketat ca un produs, nu să fie acolo și marcat. Să fie interesantă flux. Chestia asta, turism pentru studenți, da. Este bănesc una din variante. Este un pachet minimal, nu? Că studenții de regulă îmi preau bani. Exact. Studentul nostru nu călătorește cu trenul, călătorește cu mașina, deci el trebuie să-și lase mașina undeva, să ia echipament dacă nu-l are, să poată călători, să aibă experiență de team building, cum vreți dumneavoastră să ziceți. Ar putea și corporatiștii să guste din acest tip de turism. Se vorbea mai demult de rafting, nu știu dacă este posibil, în ce condiții și așa mai departe, dar nouă ne lipsesc oportunitățile de agrement, ca să zic așa, nu sunt bine puse la punct și încadrate într-un circuit. Asta este o chestie văzută foarte de sus. Pe cine o să aduc eu? O să măsoare toate oportunitățile care pot fi fructificate și o să facă un plan stufos. Ce v-am zis eu este ideea minimal, de bază. Da, da. Și altă direcție în care v-ați putea îndrepta? Altă direcție? Noi nu avem bani. Chiar ieri am asistat la o conferință în partid pe măsurile economice pe care le putem adopta și indiferent de natura impozitului pe care îl dăm, de cotele impozitului și așa mai departe, eu, de exemplu, sunt antreprenor și vreau ca firmele să poată avea un profit cât mai mare. Ce faci cu profitul dacă ești stimulat să reinvestești sau nu, este treaba antreprenorului. Da, ar trebui, măcar. Important este că noi nu colectăm suficient. Procentul din buget pe care îl luăm din colectare este foarte mic. Și de aceea eu vreau să duc și mai departe digitalizarea, să o duc spre informatizare. Nu știu dacă ai putea să nu-ți plătești TVA-ul unui calculator. Un om poate decide să nu-și plătească, dar un calculator îl va plăti și gata. Da, și acum e mai complicat să nu plătești TVA-ul, că deja e evaziune, dacă discutăm așa. Poți să nu achiziți, să primești o păsuire sau să ți se înghețe conturile sau nu. Fiecare. Da, asta nu înseamnă că datoria dispare. Și o plătești cu majorare și penalități. Credeți-mă că știu despre ce vorbesc. Sunt de acord. Dar pe viitor, eu nu vreau doar digitalizare unde angajatul va umbla cu un calculator. Vreau informatizare unde din ce în ce mai multe puncte în care se pot întâmpla abuzuri, iată că despre astea putem să vorbim, vor fi trecute informatic. Dar din postura de senator veți putea să promovați legi. Acesta este rolul parlamentarului, de a promova și de a vota legi.
Eu cred că trebuie să ai și un lobby activ ca un parlamentar, să poți să tragi în regiunea ta beneficii. Dacă nu, autostrada o să treacă dinspre Constanța spre Arad, o să mai facă eventual americanii una de la Constanța. Știți în dumneavoastră nord. Că o să facă? Așa se spune, dar n-am auzit niciuna pe aici prin Oltenia. Păi autostrada cum? Pitești-Sibiu? Cum? S-a licitat, se lucrează pe lotul nu știu care. A mai apărut Gândacu, a mai dispărut Liliacu, nu mai știu ce mai face ursul. Și cei din turnul Severin pe ce merg? Treaba lor. Eu zic că e treaba mea. Da. În primul rând ați fi, dacă veți fi votat, ați fi senator de Vâlcea și interesul vâlcenilor ar trebui să primeze, nu? Pentru noastră. Domnule Gheorghiu, dumneavoastră în calitate de stespoția 1 la Camera Deputaților, dacă e să vorbim de eligibilitate, cred că USR Plus în momentul acesta poate spera, da, și să rămână cu picioarele în realitate, la o poziție de deputat și cam atât. Cel mult una de senator până distribuire, dar mi se pare complicat. Sau poate veți fi dumneavoastră o mega surpriză și o să vă voteze vâlcenii în număr mare, cine știe. În continuare suntem în situația asta de pandemie și după cum am văzut și la alegerile locale, electoratul se mobilizează destul de greu. Noi dorim să facem o figură bună la alegerile parlamentare, sunt alegeri diferite față de cele locale. Nu vrem să vorbim de eligibilitate, de câți deputați, senatori și așa mai departe vom avea, ci vrem să venim în fața românilor cu aceleași proiecte cu bune, cum am avut și la locale. Vrem să promovăm ceea ce de fapt se întâmplă în Parlamentul României, adică procesul de legiferare și nu un proces de legiferare precum au fost obișnuiți românii sau vâlcenii până acum, în ideea în care parlamentarul avea o activitate nu de cele mai multe ori benefică, ci pur și simplu o activitate de a arăta că face ceva în Parlament, de multe ori amendamente sau legi care se bat cap în cap cu alte legi. Noi am făcut analize pe legislativ și sunt zeci și zeci de mii de legi care nu sunt corelate, care nu lucrează una cu cealaltă, care se bat cap în cap. Deci procesul legislativ pe care USR Plus ar trebui să și-l asume e unul care să pună la punct multe situații care se contrazic în legislație, iar pe de altă parte să găsească soluții la alte probleme. Iar noi, urmând în Parlamentul României și sperăm să facem împreună și cu colegii de la PNL parte din viitorul guvern al României, în perioada următoare, în cei 4 ani de zile, să punem la punct măcar o parte din aceste probleme. Iar legat de ceea ce ne propunem ca și planuri de guvernare sau idei legislative care să vină în sprijinul românilor, sunt câteva care sunt definitorii, precum neimpozitarea salariului minim pe economie, o lege care este deja în Parlamentul României propusă de colegul meu Claudiu Năsui. Adică deloc impozit? Taxarea salariului minim. Ar fi o creștere semnificativă pentru cei care muncesc pe salariu minim. Pe de altă parte, am fost foarte, mă rog, colegii mei din Parlamentul României au fost întrebați de unde se va găsi sursa de finanțare pentru așa ceva. Este foarte simplu. Sunt foarte multe scurgeri de bani din diverse domenii care pot fi oprite și în felul ăsta putem să oferim celor care sunt în pătura de jos a societății cu salariu minim o creștere a veniturilor care cu adevărat să fie semnificativă și pentru ei. Pentru că ne-am gândit întotdeauna și majoritatea guvernelor au gândit în așa fel încât în momentul de față există o pătură care trăiește la limita sărăciei. Noi vrem să le oferim această posibilitate de a crește și ei la un nivel, să zicem, peste această barieră de sărăcie. Da. Domnule Votoran, ce părere aveți despre ultimele măsuri luate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și anume aceea de a închide școlile din municipiul Râmnicu-Vâlcea, sunt toate pe scenariu roșu, masca obligatorie pe stradă, evenimentele toate s-au cam încheiat, nu zbotezuri, mormântări, priveghiuri și așa mai departe. Și dacă aveți ceva, dacă aveți în vedere ceva măsuri pentru sprijinirea celor din Horeca care sunt grav afectați de aceste măsuri.
ca simplu cetățean, nu am decât să accept această realitate, decizia dar a fost luată. Dar ca politician, domnul, discutăm ca politician, trebuie să vă asumați un discurs până la urmă, să aveți o poziție. Decizia a fost luată și trebuie să fiu de acord cu ea. Ca să pot să am o părere contrară, trebuie să am suficienți susținători care să convingă la nivel macro, la nivelul întregii țări, că nu ar fi bine o închidere a domeniului Horeca sau ar fi bine restricționarea lui doar parțială. Cât timp există o disensiune că e bine să mergi la restaurant sau nu e bine, întotdeauna va fi cineva pro și cineva contra și nu vom ști... Dar despre masca obligatorie pe stradă? Eu n-am nimic împotrivă, nu cred că te restricționează în vreun fel. Școlile online? Școala online, am și tratat asta într-un articol, este un concept foarte bun, care este implementat destul de șubred, mai este un pic de lucru, mai ales la infrastructură. Părțile componente sunt profesorul, cât de bine se descurcă cu online-ul, bine sau foarte bine sau da, bine. Unii se aud, alții nu se aud, alții pierd conexiunea, exact. Unii nu au conexiune. Discutăm de zone din județul Vâlcea unde nu există internet, da? Copiii aceia cum beneficiază? Este canalul de transmitere care poate avea suficientă intensitate sau nu. Dar în zonele unde nu există internet, domnule Botran, cum ar putea oare copiii aceia să beneficieze și ei de învățământ? Că e gratuit în România. Acolo ar putea beneficia doar de o soluție temporară. Eu știu că în multe zone rurale a existat un program pilot acum câțiva ani de stâlpi de Wi-Fi. Eu și așa, mai există? Eu așa știu, știu că unele păi sunt... Wi-Fi la ce? Că dacă nu există program, internet... A fost un program european pentru localități, okay. Astfel încât știu să se pună... Știu și eu, și există localități unde acest program funcționează și primarii au luat finanțare. Dar dacă nu există semnal deloc, despre asta vorbim, despre semnalul de internet, la ce conectezi Wi-Fi? Asta spunea și colegul meu mai devreme, pentru că nu avem baza respectivă pentru a merge pe acel scenariu atunci, de online. Și până atunci, ce copiii aceia cum învață, domnule Botoran? Aici trebuie să se găsească o variantă între partea de online și partea fizică. Depinde de fiecare localitate în parte cum trebuie să gestioneze lucrurile acestea. Școlile se închid în Râmnicu Vâlcea. Da. Eu sunt unul dintre cei afectați și fetița mea este la în clasa 1 și dar în alte localități există și fizic. Și multe nu mai avem noi timp acum pentru că am ajuns la final. Multe din localități avem scenariu roșu, dar vorbim de Râmnicu Vâlcea, dumneavoastră, de acord sau nu cu măsurile luate de prefect? Măsurile sunt necesare pentru că suntem într-o situație destul de dificilă. Asta nu înseamnă că trebuie să fim sau nu să fim de acord. Este foarte... Da, suntem într-o situație foarte dificilă. Trebuie să purtăm mască, trebuie să respectăm distanțarea socială, trebuie să ne dezinfectăm. E foarte important să avem grijă de noi și de ceilalți. Trebuie să mai și trăim, să și muncim, să și producem, să ne putem plăti facturile. Respectând aceste... Respectând aceste criterii. Dacă nu muncim. TVA-ul este în urma vânzărilor. Deci dacă nu vinde, dacă nu vinde nimic, nu plătim niciun TVA-ul. Bun. Eu vă mulțumesc mult de tot că ați participat alături de mine la această emisiune. Ne vom mai întâlni cu siguranță pe parcursul acestei campanii electorale. Doamne și domnule, sunt Marta Popescu. Ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Ne vedem și mâine la 15:15. Vă doresc o după amiază plăcută. La revedere!